Ca în întreaga țară, pe măsură ce infectarea cu virusul SARS-CoV-2 se extinde, medicii trebuie să facă față unei situații din ce în ce mai grave. Lipsa paturilor. Cel mai greu afectate sunt secțiile ATI, unde, cu greutate, se mai găsește un loc liber. Situația nu este diferită nici la Spitalul Municipal de Urgență Roman, unde, în cursul zilei de joi, 12 noiembrie, mai era neocupată în secția ATI doar un singur pat. La Spitalul Municipal de Urgență Roman, pe secția ATI, sunt disponibile 20 de paturi. Conform ultimei hotărâri de la Ministerul Sănătății, au fost alocate 10% din paturi pentru pacienții confirmați COVID-19. Astfel, două paturi din cadrul secției ATI sunt ocupate cu pacienți pozitivi la virusul SARS-CoV-2, aceștia fiind și internați. De asemenea, sunt alocate 4 paturi pentru pacienți suspecți COVID-19 și din cele 16 paturi ATI alocate pacienților non-COVID, doar unul mai este